Alo, alo, mă auziți? Eu sunt mâhnit, trist și o leacă indignat, pentru că pe 24 februarie 2019, la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Facebook-ul meu nu era plin cu mesaje în care se votează masiv, bansarabenii scriu istorie, se fac cozi la secțiile de votare mai ales în diasporă. Și opțiun nu era la fel de plin Facebook-ul cum a fost și încă mai este în aceste zile datorită alegerilor din România pentru Parlamentul European. Da, înțeleg că, că e scremută comparația. Alte țară, alte alegeri, alte cifre, alte limbă, ar fi spus Dodon și Hrenova. Limba Moldove! Unde au fost zeșele de spoturi mega motivaționale, cu mesaj civic puternic, cu milioarde de like-uri și share-uri la alegerile parlamentare din Republica Moldova din februarie. Noi cântăreți, actori, judecători în Moldova avem? Da? Da. Bun, ei poate nu la fel de mulți ca în România, dar îi avem. Ei deși au grăit. Deși. Cei care deja ne-au dovedit că se poate de făcut lucruri frumoase și a făcut lucruri frumoase în țara noastră, este Partidul Democrat. Și eu, apropo, am urmărit știri din România, am distribuit spoturi video, articole, reportaje, chiar dacă nu tare preșep ceea ce se întâmplă pe arena politică de acolo. Dar în schimb, mi-este clar și sper că și voi înțelegeți cât de mare este rolul parlamentarilor europeni apropo de viitorul Republicii Moldova. Cele mai recente rezoluții dure ale legislativului european apropo de bandiții de la Chișinău au fost ca, ca, ca o caucană de apă proaspătă de asta pe care o aștepți de mult timp de la esforț. Așa că sperăm să o ținem tot așa, ca găvărița, până scăpăm de infecții. România și-l țin ea ca ea deja sărbătorește. probabil un episod cu adevărat deosebit în această campanie electorală din România. A fost acela în care un jurnalist român i-a scris o scrisoare deschisă lui Carlos Dreams și l-a chemat să meargă la vot. Ce? Carlos Dreams? Aleze? Ești și greșit, Cum adică, dispși? Voi nu cunoașteți scânticul? Vai mențin cu vorbele și cu macaroanele și ca un hot, mi-ai furat un miliard. Hop! Cu Marina! Mai scurt, cum a început totul? Solistul din Carlos Dreams a fost întrebat într-un interviu la radio dacă merge sau nu la alegeri. Carlos Dreams în studioul deșteptarea la Europa FM. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Vorbim despre muzică și nu numai... Au, Sergiu, nu mai știu, cetățean român sau nu? Da, deja da. Deja da? Pe 26 mai mergi la vot? Nu știu. Nu știu, sigur. Nu am de ce să încă ce mai trebuie ca să, să te, să, te decizi să faci asta? Să Se mai documentează. Așa o spus el. Se documentează. Și aici nu este neapărat rău. El cel puțin nu a spus un nu categoric. Cu toate astea au pornit un val nebun de critici la adresa Carlos Dreams. Cum că și-a luat cetățenie din pur interes, e trădător, jos alianța, tot pachetul. La scurt timp după asta, jurnalistul român Moise Guran dezvoltă discuția într-o manieră mai civilizată și adresează o scrisoare deschisă, tare lungă, eu am citit-o, recunosc, în care îl îndeamnă Sergiu, ca și cum asta ar fi numele real al care Carlos Dreams, și pe cei aproape 500 de mii de moldoveni cu CNP-uri românești să meargă totuși la vot, invocând argumente din Constituții, noțiuni gen respect de țară, patriotism și nu numai. Și în afară faptului că în România asta au creat un baz mediatic și toată lumea grei despre asta, și portalurile de la noi au distribuit această noutate. Și e ca aici, e ca aici, e ca aici. Tristețea mea o a atins cote maxime. Eu aproape că am ajuns să fiu invidios că există o țară undeva în lume, nu tare departe de Republica Moldova, o țară în care se poate, se poate să te uiți la o icoană, să o admiri, să o lauz, dar și să o iei la întrebări. Eu după asta m-am apucat și am căutat de există măcar un jurnalist din Moldova care să-i fie adresat lui Carlos Dreams o scrisoare. Încă la alegerile locale din 2015 am căutat, dar Pula! Corectați-mă, poate eu n-am căutat tare bine, dar eu am găsit doar postările lui Constantin Cheianu adresate lui Carlos Dreams, în care el numește trupa una pohuistă, care ea nu-i pasă de nefericirea sute de mii de compatrioți, pentru că accepte scântii la concertele bandiților, pe banii bandiților. Doar că în cazul postărilor lui Constantin Keianu solidaritatea în a distribui, în a face din asta știri, nu era una atât de mare cum a fost amu, cu jurnalistul român și a deschisă adresată lui Carlos Dreams. În cazul lui Constantin Keianu cum și era de așteptat, portalurile propedea repede au ripostat și au sărit cu Constantin Cheanu atacă Carlos Dreams, Constantin Cheanu recidivează. Și clar că nici Carlos Dreams nu i-a răspuns lui Cheanu, nici societatea nu a aflat despre acest rams. Și trist, și trist olea, că România a putut, dar noi nu putut. Eu cum vreo urmă Ам комментировал клип дел ⁇ л Карлас Дримс, А, челе. Фетица сериала Ксаза. Быя тут, тот, с забудьте, жувел, книжки копилаж, блин... У, ебале, что и оста? Ам комментировал, кувочело, ведот, кредиам, как фака комедии, веселись с людьми. Ты ускос, Да, навец машина, да, а скинь, вай с в гончили, я сосклте маляка и мелодии. femeie între doi bărbați Doar pentru bani lui te pas. Dar ne tot bâla, m-am trezit cu mesaj în privat de la oamenii care au zis că mă șterg din druj. Eu, lui Carlos Dreams, nu îndrăznesc să mă adresez. Adică deja nu îndrăznesc. Pentru că nu sunt nici jurnalist român, nici cetățenie română, nu am, e yeah, I know, mare loc. Dar îndrăznesc să mă adresez vouă, prieteni. Voi aveți creier. Mulți dintre voi au și el puțin o mână. E de datoria noastră să-i chemăm la covor pe cei care poate nu în mod direct, dar totuși sunt responsabili de gusturile, părerele a sute de mii de conaționali de noastre. Nu trebuie să îngropi un artist sau să te umpli de ură apropo de ce e și el creează. Nu, pur și simplu îl chem să se responsabilizeze. E, ca și cu un copil de 3 ani. Iertați în comparație, dar e tare apropiată de viața mea personală. Copilul tu îl chem la masă, îi pui în farfurie, dar îl rogi foarte frumos să țină gura deasupra mesei. Pentru că de fiecare dată când mănânc scap pe jos, știi că e cra neagră, fix fi pardoseală. <laughs> pardoseală. Fu! Și ne-o trasă o pardoseală. De ce pentru a decide dacă merge sau nu la vot, Carla's Dream se documentează? Dar când vine vorba de un concert la sau sporeni pare să o facă destul de sigur pe el fără rezerve? Așa presupun eu, cam, cam nu-mi vine crede că înainte de a încasa onorariu, trupa Carlos Dream spune uh, Trebuie să ne documentăm un pic Rebeata, ca cu documentirăvăță, berite gonorar, ce cu voi? Da, pur și simplu, uh, domnule fost primar, pur și simplu noi, eu în Moldova nu mai trăiesc Am plecat de aici, dar am plecat cu rădășini, cu amintiri, cu dialect dacă vreți și acum dacă aș accepta să cânt pentru niște politicieni care mă plătesc din surse obscure, nu cred că ar putea să-mi fie pohui. A? 20.000 de euro? A, sau poate ar putea, nici nu știu. Hei, pohui. Și la final, prieteni, și nici mai aduce aminte de alegerile prezidențiale din 2016. Dorul nebun a moldovenilor de a se informa, de a se mobiliza. Acum ce se întâmplă? Cum credeți? Noul proces electoral e prea complicat și cu cât e mai complicat un proces politic, cu atât mai slabe șansa ca oamenii să fie atrași de el? Sau poate suntem noi mai puțini, mai fricoși, mai pohuiști, mai dulce, <laughs> mai dulce, ar fi bine să fim mai dulce. Când o să ne ajungă și nouă la os? Cu în smâsle. Moldovenii din diaspora, printre care și eu mă număr, noi ne exprimăm votul doar atunci când avem acte valabile? Dar dacă cineva de la Chișinău ne interzice să o facem fără acte valabile, apoi noi răbdăm, bez problem? Eu m-am bucurat foarte mult să văd cum s-au mobilizat românii la alegerile pentru Parlamentul European. M-am bucurat să văd cum lumea se entuziasmează și creează în numele unui proces democratic pe nume alegerile. A -a alegerile, nu știu dacă voi ați... eu sper că n-ați uitat, hai să o spun mai clar, dar alegerile, alegerile sunt în continuare cea mai puternică arma a noastră împotriva celor care ne fac pe noi să citim un titlu de știre și mai departe de să pizdeți și cu țara asta, să nu știm ce să facem. Așa că, rebeatul și coada sus, uh, și cine o are, eu încă mai cred că se poate. Și felicitări România pentru că încă mai se a țară. Las că, las că vă noi din urmă. Păi